Politic, pentru PAS aceasta este binevenit, pentru Republica Moldova este o îmbătare cu apă rece care în prezent, fiindcă de la această rezoluție până a obține statutul de țară candidat în cadrul Uniunii Europene vor trece vreo 7-6 ani, nu mai puțin. Și sperăm, pesimist. Sperăm. Pare chiar foarte optimist. Optimist. Mai degrabă, fiindcă o parte au durat chiar 10-12 ani, dar pentru cei din Republica Moldova, această rezoluție este binevenită și cred că acel chestionar care în prezent, la care în prezent se lucrează intens din partea guvernării, va fi prezentat în timpul proxim, ca cele de urmă în iunie, dacă nu mă știu, domnul Chiriac, vom obține răspunsul da sau ba, da? Poate mi-ați cunoaște mai mult detalii la acest capitol. Domnule Chiriac, dumneavoastră, iată, avem pronosticul domnului Cărnaț. Dumneavoastră, estimați în cât timp Republica Moldova va obține un statut de candidat UE? Eu cred că într-o perioadă mult mai scurtă. Eu consider că, părerea mea personală, că în acest an noi vom afla răspunsul Uniunii Europene. Chiriac, dar noi avem acolo, un moment, noi avem acolo 3 întrebări. Toți au întrebări la domnul Chiriac, nu întrebări, de constatare vreau spun aici. 3 întrebări de bază la care nu trebuie să avem un răspuns categoric. Instituțiile statale pot garanta eficacitatea și funcționalitatea statului de drept, pot garanta stabilitatea și funcționalitatea instituțiilor, cum ar fi Parlament, Guvern, instanțe de judecată, procuratură. A doilea moment, haideți, nu doar domnul Chiriac. Garantează dreptul libertății, democrația și garantează dreptul minorității. Asta e una din principiile de bază care... Eu cred că această rezoluție a Parlamentului European e un răspuns la aceste întrebări pe care le-ați oferit dumneavoastră. Este dat un vot de încredere Republicii Moldova. Este mai degrabă un semnal că Republica Moldova este mai aproape de Uniunea Europeană, este în parcursul ei european și eu sunt foarte optimist că în scurt timp vom afla răspunsul Europenei. Eu cred că asta este o declarație ca să ne consoleze, dar noi avem un drum foarte lung până la integrarea europeană. Și dar vreau să spun, lung, eu cred că în vreo 12-15 ani, fiindcă guvernarea a promis reformă teritorială administrativă și nu vrea să o facă, care este tot un factor de integrare europeană. Avem problema cu reforma justiției, cu reforma în procuratură, avem dosare foarte importante legate de furtul bancar. Deci adevărat, pe de altă parte, nu a trecut atât de mult timp de când actuala putere este la conducere. Pe de altă parte, a venit colac peste pupă să și acest război care și mai mult a tensionat situația în țară. Domnule... Evident că este un moment îmbucurător și necesar pentru cetățenii, în primul rând, ai Republicii Moldova, care sunt prin excelență, sunt europeni, nu suntem undeva pe munții Ural sau mai departe. Asta e unul. A doilea, domnul Cărnaț, colegul de platou, a făcut referire la PAS. E o chestiune extrem de periculoasă de a-și aroga exclusiv meritele unui partid. Nu e vorba de PAS, e vorba de cetățenii Republicii Moldova, orice guvernare. De aceea și a fost aleasă de popor și mai ales că i s-a dat un mandat pro-european. Adică să nu văd, observ și eu în special leadership-ul PAS-ului, unii miniștri își arogă niște meriți fantastici. Cum v-am spus și la începutul emisiunii, că Republica Moldova a pornit ca stat, ca general, de la 11 iulie 2021. Le sugerez să se debaraseze. E un moment bun, necesar, dar vine partea și benefic. Dar e și un mesaj de încurajare într-un context de război. Și mă refer război din Ucraina și cu amenințările reale vis-a-vis de Republica Moldova. Vine partea a doua. Partea a doua unde n-ai să mai poți să scrie opere literare, să trimiți la Bruxelles când te va întreba ceea ce spunea domnul Cernei. Da. Reforma efectivă a procuraturii, a sistemului de justiție, ce s-a întâmplat totuși cu
furtul miliardului și unde sunt făptașii lui. Ce-i cu aeroportul? Adică avem lucruri... Sunt niște dosare serioase care... Cheie, beton, niște dosare în care atunci bunii și strategicii noștri, cu adevărat prieteni europeni, au spus, băi, fraților, uite, până aici v-am susținut, dar lucruri de genul ăsta nu mai merge. Haideți, și ați văzut că și dacă unele țări, cum e România, e firesc sentimental și frățește să ne ajute în orice conjunctură. Dar nu uitați că Uniunea Europeană nu înseamnă doar România și Polonia și țările baltice, care ne susțin necondiționat. Mai sunt și alte țări care au o abordare absolut diferită. Și care ar fi răspunsul acestor? Pentru că așteptăm răspunsul a 27 muncă, de state. Da, muncă asiduă, competență și nu infantilism. Foarte mult ce am cam spus, că infantilismul ONG-ist în mare parte se manifestă în actul guvernării și e prezent. Ce se întâmplă? Se creează impresia că unii factori decizionali parcă au venit la un fel, mă scuzați că utilizez un termen, era pe timpul în tinerețea mea așa, slioturile zarnița, o reuniune a zarnița, adică unde ne-am întâlnit, am făcut, asta vroiam să spun, actul guvernării înseamnă mult mai mult decât a promite și într-adevăr, promisiunile electorale au fost extrem de exagerate, știindu-se și conștientizându-se că nu vor fi îndeplinite, dar era mult mai important de a obține o majoritate. Și ce s-a întâmplat cel mai dureros este că a fost lichidată dreapta, integral dreapta. Dacă asta a fost un scop și se pare că asta în sine a pasului s-a comis o mare eroare, fiindcă... Nu mai puține. Fiindcă de pe ișchierul politic a dispărut. Nu doar că trag la turta mea, dar și la alte partide care trebuia să-i privești ca aliați, ca partener. Dar nu... Dar v-a supărat faptul că pasul... Iată, spuneți că, nu știu, nu v-a văzut ca parteneri? Tot la dumneavoastră, care... aici, în emisiune, în o singură dată, am propus și eu și alți colegi de la platformă și de alte partide, domnule, hai să creăm o alianță preelectorală. Evident, cu un raport 4-5-1-1-1 și obțineam o majoritate la sigur primările constituțională. Primările bune în acest caz, domnule Renița, venit mai devreme? Categoric și altceva. Uitați-vă, actul guvernării, după mine, aș putea să greșesc, nu zic. Se comit multe erori din lipsa de experiență. A conduce un minister, asta nu înseamnă să vii imediat de la un ONG sau de la un think tank și să crezi că cunoști toate. Au fost ignorați experții cu adevărați buni, care puteau să ajute și care au fost dispuși. Spunea domnul Cernei și aici îl susțin. Aroganța de a nu permite altuia și de a guverna unilateral în Republica Moldova este o mare problemă și ea se manifestă. Domnule Reniț, uitați-vă că Parlamentul European a votat această rezoluție privind acordarea Republicii Moldova statut de țară candidat. Aceasta este bine? Înseamnă că guvernare, hai să o lăudăm puțin, a răspuns cu brio la cele 365 de întrebări care au fost prezentate prima parte. Bravo, hai să o încurajăm pe viitor să răspund la celelalte 2000. Eu am și menționat că e o chestiune. Ceea ce înseamnă că la cele 2000 și ceva nu se întrebe dosarul furtul miliardă, domnul Cernei. Acum transpunerea în Republica Moldova a legislației Uniunii Europene. Și implementarea. Și la acest capitol noi suntem de mult foarte bine, fiindcă în 2014 a însemnat acordul de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană. De atunci, legislația... Asta am vrut să spun. Din acel moment și până în prezent, foarte bine noi am transpus în viață legislația Uniunii Europene la capitolul teorie. Adică orice act legislativ, atunci când se votează în cadrul Parlamentului, dacă are bifa că este compatibil cu directivele Uniunii Europene, numai decât el trebuie să treacă expertiza, corespunde sau nu corespunde legislației Uniunii Europene. La acest capitol noi tot stăm foarte bine. Noi nu stăm foarte, sau stăm rău la capitolul implementare legii în Republica Moldova. Și nu întâmplător, anterior, Curtea Constituțională, chiar mi-o asta aveți acolo la prompt scris, a respins sesizarea socialiștilor referitor la legea prin care s-a interzis purtarea panglicei. Dar era scris. Însă, acest mesaj era greșit. Fiindcă astăzi
nu s-a dat curs suspenderii legii, dar se va examina în fond sesizarea depusă de către socialiști și comuniști.